Bine v-am regăsit în această zi de 23 martie la 30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană. În această perioadă a Ramadanului, noi creștinii ne rugăm pentru musulmani ca ei să-L cunoască pe Hristos. Astăzi călătorim în Iran, în capitala Iranului. Invitatul nostru, Narcis Vlașin, ne va spune mai multe motive de rugăciune și ne vom ruga împreună pentru această zonă, pentru acest oraș. Da, Teheranul este capitala Iranului și astăzi suntem concentrați asupra acestui megapolis comparativ cu orice se întâmplă în zonă, un oraș mare cu o densitate urbană semnificativă, poate spun unii este cea mai densă populație urbană în orice așezare urbană de pe glob. Și Iranul, în mare parte, în ultimii 10-15 ani a îngrădit foarte mult libertatea religioasă, special pentru creștini. Au închis toate bisericile. Dacă ne uităm pe YouTube, găsim videouri mai vechi, înregistrări mai vechi cu coruri și cu biserici creștine care se închinau și Iranul are o cultură și are o artă, sunt foarte buni artiști și persanii, da? Că sunt vechi persani, extraordinară, îți vine să plângi când ne auzi cum se închină și cu ce bucurie se închină și acum toate sunt închise, nu mai au dreptul nicio biserică să funcționeze oficial. În ciuda acestui lucru, 60 și ceva 70 de milioane de oameni în Iran, unii spun că deja au ajuns pe la 4-5 milioane de creștini în interiorul Iranului. Au rata de convertire cea mai mare de pe pământ. Rata globală de convertire este 2,6 pe pământ, iar în Iran este 19,6, aproape 20%. Sunt foarte mulți care se întorc la Dumnezeu, în special dintre tineri, oameni care se duc din orașele lor la studenți sau la lucru în orașele majore, cum este și în capitală, și prin prietenii, prin cunoscuți, îl află despre Dumnezeu. Știți foarte bine recentele demonstrații care s-au întâmplat în ciuda victimei, în ciuda faptului că au întâlnit o domnișoară pe stradă care nu purta vălul, și poliția de moravuri a abordat-o și a spus de ce nu porți vălul. Ea a spus că nu doresc să port vălul. Era însoțită de fratele ei. Au arestat-o și vreo 3-4 zile mai târziu a murit pentru că au torturat-o, au bătut-o și a ajuns să moară această tânără. Datorită morții ei s-au pornit un val de demonstrații fără precedent în întreaga țară, cu sute de mii, zic unii, de arestări. Și deja încep, după uite, aproape 6 luni de zile, încep să fie pedepse. Mulți au fost eliberați, au fost ținut o zi, o săptămână, o lună, două luni, dar câțiva care au fost mai violenți sau care li s-a dovedit într-o oarecare măsură împotriva regimului, au fost și sunt condamnați, fie la închisoare pe ani buni, ei au pedeapsa capitală, unii chiar au fost condamnați la moarte. Mulți dintre aceștia, zicem noi, da, sunt creștini, pentru că ei au curajul răspunderii și curajul de a sta în fața autorităților fără să le fie teamă. Interesant că în această țară în care există persecuție, este poate cea mai mare trezire din lume. Așa este, dar este cu îngrădiri. Vă dau un exemplu, un tânăr, Shakil, care citise bucăți din Noul Testament și în special Faptele Apostolilor și au văzut că toți cei care s-au întors la Dumnezeu au acceptat botezul. Și el s-a uitat la cunoscuții lui care s-au botezat în secret și unii dintre ei a trebuit să plece din țară pentru că au fost deconspirați sau nu au avut suficiente libertăți. Și acum el stă să se gândească să mă botez și să-mi părăsesc familia sau să rămân așa creștin fără să mă botez ca nu cumva să... Și stă cu dilema asta săptămâni, luni de zile, el știe că vrea să-L urmeze pe Iisus. Majoritatea dintre ei, trebuie să recunoaștem, sunt curajoși
și urmează botezul. Există turism religios în Turcia, din Iran, în sensul că se duc în Turcia, se botează. Acum când te întorci înapoi ca și cetățean iranian, la graniță te întreabă, de ce ai fost în Turcia să te botezi? Sunt întrebările frecvente pe care le primesc cetățenii la întoarcerea lor din Turcia, de exemplu, sau în Azerbaidjan, sau în alte țări din zona unde se duc ei. Într-adevăr, așteptăm ziua și eu aștept ziua în care să primim misionari din Iran în toată zona aceea. Ciudățenia lor este că sunt șiiți și sunt foarte greu acceptați de către orice țară limitrofă. Cei mai mari dușmani ai Israelului nu este Arabia Saudită, ci este Iranul, recunoscut oficial. Nu sunt primiți oriunde, niciunde, în toată zona respectivă. Haide, Narcis, să ne rugăm pentru creștinii care sunt în Iran, dar și pentru musulmanii care locuiesc în Teheran. Doamne, ne rugăm pentru această țară și în special acest oraș, Teheran, din Iran, care are nevoie să te cunoască pe tine. Multe grupuri etnice, și în oraș, și în țară, în multe dintre ele nici n-a fost tradus nicio porție din scripturi. Ne rugăm să pornească aceste proiecte de tradus scriptura în limbile locale. Ne rugăm pentru creștinii care sunt, uneori mai pe față, alteori mai cu grijă, deja în acest oraș, să aibă curajul și mulțumim că mulți dintre ei au, să stea drepți și să poată să te mărturisească pe tine. Ne rugăm pentru autoritățile care sunt, să dai la o parte aceste autorități nedrepte și să lași cuvântul tău să se răspândească cu putere. Amin. Amin. Vă așteptăm și mâine la rugăciune pentru lumea musulmană. Vă reamintim că puteți găsi mai multe informații despre rugăciune pentru lumea musulmană pe site-ul frontiers.ro. Invitatul nostru astăzi a fost Narcis Vlașin, specialist în relațiile dintre creștini și musulmani.